Hei, 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 bună, bună, dragii mei, eu sunt Dorel și astăzi continuăm partida noastră de vânătoare în The Hunter Call of the Wild. Țineți minte, episodul trecut aveam aici un cerb și cred că încă mai e, nu mai știu, e acolo, uite-l. Și am zis că vi-l arăt în episodul ăsta dacă îl prindem, vi-l arăt așa, dead. Ideea e că n-am făcut niciun metru în plus față de ce am făcut de data trecută, așa că o să fie un pic și dificil pentru că avem și vântul care ne bate din spate și bineînțeles sunetul se propagă mai repede spre vânatul nostru. Riscăm să îl pierdem. Dacă nu deja a făcut-o, nu. Uite. Înțelegeți voi ce vreau să zic? O să încerc să mă apropii cât mai mult. Nu vreau să trag de la distanța asta pentru că există șansa să nu îl nimeresc. Sau să zgârii un pic și să umblu jumătate de hartă pentru a îl găsi. Tot viu. Asta e ideea. Dar uite că s-a schimbat un pic vântul. Nu ne mai bate din spate. Asta ne va ajuta mai mult cu apropierea. Cerbul ăsta ne aștepta chiar de la... Dacă iar plouă. Ne aștepta chiar de la începutul episodului trecut. Așa că nu puteam să trec peste fără să îl... să-l ajut, nu? Uite ce poziție bună. E cu spatele sau cu fața la noi? E cu fața. Foarte bine. I-am dat. Și l-am atins. I-am dat și l-am atins. Lăsăm. Mai erau animale acolo, ați văzut, da? Ok. Hai să mergem să vedem ce am făcut. Hai să mergem să vedem ce am făcut, dacă am reușit să îl dobor. Ideea e că am tras destul de departe. E posibil să nu îi fi dat vital hit, adică lovitura fatală. Da, vedem imediat. Lovitura fatală, am spus. Glonțul. Cartușul, sau cum vreți să-i spuneți. Ia să vedem. Nici o urmă de sânge. Caut urmă de sânge eu, asta mă interesează. De aici am văzut a fugit. Dar nu reușesc să dau de urmă de sânge. Uite. Very low. Exact ce spuneam. Ei, de acum trebuie să umblăm toată harta. Da. Avem un urs la orizont. Ideea e că nu i-am tras bine deloc la cerbul ăsta. Și s-ar putea să ne plimbe cam toată harta. Da, cu speranța că găsim și alte animale. Poate nu va fi atât de greu. No, și mi s-a mai întâmplat să nu mai găsesc animalul, adică să am urme mult, mult, mult și la un moment dat să nu mai găsesc nimic. Vedem imediat. S-a dus la deal, nebunul, mă. S-a dus la deal sau nu? Așa pare că s-a dus în deal. Oricum, mai erau animale aici. Am observat în momentul când am tras în cer și a plecat într-acolo, în dreapta. S-au pus în mișcare multe animale. Ce m-am speriat! Era un elan.
Cezar mămițica lui, uite. Nici nu m-am obosit să trag în el pentru că n-avea rost. Sincer vă spun. Cu elan eu nu prea sunt împăcat. Nu prea îi iubesc. Vă spun sincer. Avem un urs pe aici, prin zonă, și sincer să fiu mare interesat ursul. Da, uite, pleacă, se duc urmele și în stânga și în dreapta, v-am spus. E de belea. Mă învârte tot. Da, nici nu știi pe unde să te mai duci. Nici nu știi pe unde să te mai duci acum. Să nu spui că ăsta era elanul, dar nu, că era elan, nu era cerb. Da, mă duce înapoi acum. Na, bubiță. Caută. De asta îmi place mie, iubesc chestia asta. O iubesc întru totul. Văd urme la vale pe aici. Urme în dreapta, iepuri. Numai cerbul meu nu îl găsesc. Și bineînțeles, urmele noi. Sau vechi fie ele, numai să găsesc. Dar nu. A, bă, da, uite. Uite că am găsit ceva, dar duc înapoi. Nici de cum înainte, încolo. Nu-mi place, mă, nu-mi place. Chestia asta nu-mi place. S-a auzit ceva aici. În stânga. Aici. Aici s-a auzit ceva. E clar că cerbul ăla l-am pierdut. Unde e? Păi, ești nebun? Ăsta-i. Ăsta-i cerbul care am tras noi în el. Acum. Ăsta-i cerbul care am tras și inițial. Dar unde e urma de sânge? Canci. Legumă. Nici nu l-am nimerit nici acum. Aoleu, bubiță! Aoleu! No. Nu, pierd timpul degeaba. Cum până l-am nimerit, mă? Nu l-am nimerit. Uite ce să vezi. Cerbul vieții. De asta iubesc eu cerbii. Cerbii, elanii. O să ne buni după ei. O rață ceva, treabă, șustă chestie. De aici mai puțin cu rațele, da? Mai puțin cu rațele pe aici. Ce e acolo? Alt cerb? Alt vânat? Ia să vedem. Ia să vedem ce șanse avem să găsim ceva pe aici. Un vultur. Și cam atât. Și cam atât, bubițe. Adică, ce să-ți dea mai mult de atât? Nic, nic, tată.
Deci, incredibil. Unde e mă ăsta? Îl vedeți voi? Eu nu-l văd. Nu-l văd. Da. N-are rost să mă duc încolo că nu găsesc nimic, vă spun eu sigur. Ia să vedem în partea opusă unde mă îndrept. Da, deci exact ce spuneam. Nici o șansă să avem și noi parte de un cerb. Da, avem parte dacă ne apucăm de altele. S-au auzit iepuri pe aici, dar nu-i vedem. Ar trebui să mergem în pădure. Da, hai să mergem noi în partea opusă, să vedem la lac acolo ce ne rezervă harta. Da, păcat că nu am luat cerbul ăla. Ce să facem? Asta e. Nu suntem prea norocoși. Poate data viitoare. Să nu spui că aici am găsit urma de cerb. Ba da. Dar se întoarce înapoi. E urma aceea care, când s-a întors înapoi încolo și a plecat la deal. Și eu nu l-am nimerit, bineînțeles. Bineînțeles. Hop! Trage-mă! Am luat-o. Am luat-o. I-am dat bine. I-am dat bine. Am văzut eu ce ceva că a sărit acolo, dar nu știam ce. După aia mi-am dat seama. Bun, bun. Avem un ed. Ied. Un ied, da. Ia să vedem. Ia uite. Bobițe, dacă nu i-am dat vital hit, non-vital hit. Non-vital hit. Ba, bine, da. Aia e, dacă e non-vital, non-vital. Dar oricum departe nu ar fi putut să ajungă. Pentru că i-am tras destul de binișor. Și la cât e ea de mică, n-ar trebui să se ducă prea departe. Ok. Hai că te găsesc, te găsesc. Ia uite ea. Ia uite bobiți. Ok. Hai că e bine. Sună promițător. Trebuie doar să găsim acest vânat și după aia ne întoarcem acolo. Trebuie doar să găsim, am spus. Avem vreo șansă? Mamă. Ok. Uite, l-am găsit. L-am găsit! Nu n-o fi fost un vital, dar tot i-am dat. Cu un cartuș, să-l dai jos, e bine. E bine. Ce să-ți fac dacă ai rămas aici? Eu nu pot să ratez. Te-ai blocat. Te-ai blocat. Te-ai blocat. Aia e. Îmi pare rău. Eu, uite, tot nu am invitat. I-am tras și de aproape. Și a pus nou vital. Aia e. Aia e, popiță. Ai, că am tras două cartușe, trebuie să fie aici aproape, corect. Uite. Uite, ia, hai să încărcăm și armă.
ne pregătim pentru următoarea victimă. Săraca, pe fugă a fost. Pe fugă. Puțin, puțin, știu, știu, știu. Știu că am tras puțin, dar ce să fac dacă atât am putut? Da. La experiența care o am, level 8, e bine. Ia să vedem noi. Să ieșim din pădurice asta, din alunișul ăsta de aici. Să vedem ce mai găsim pe aici. Urme sunt la greu. De urme nu ducem lipsă, văd că... Dar ne interesează și vânatul dacă... Hopa! Ia uite, bobiță, ce e aici. Ia uite, bobiță, ce e aici. Ce ai făcut? Te-ai întors cu spatele. De ce te-ai întors cu spatele? What the... S-a întors cu spatele. Nu trebuia să se întorcă cu spatele. Nu trebuia să se întoarcă cu spatele. Nu, nu. Întoarce-te înapoi. Întoarce-te înapoi. Hai, întoarce-te. Hai, hai. Hai, întoarce-te la mine. Stai că vine căpriorul ăla. Frumos. Ce faci, băbiții? Ia uite-mă. De ce plâng la mine, mă? Ești nimeni? Aici e blocat. Urs. Ursul. A și murit? N-a murit. Dar nici nu l-am nimerit. M-am mușcat. M-am mușcat ursul. Fiețar, moaca de râs să-ți fie de urs nebun. Bă, dar ce m-am mușcat nebunul, mă, m-am speriat, mă. Păi, ce m-am speriat. Și unde s-a dus, mă? Mamă, dar ce m-am speriat. Bă, dar ce m-am mușcat, mă. Bă, nebunule, ce ești tu nebun? M-ai speriat, mă? Am luat brunz. Era și o căprioară lângă el acolo, ați văzut? Era. Acum îți dai seama că au plecat toate de acolo. Bă, dar ce m-a speriat, mă. Da, au plecat toate, ești nebun. Te-am speriat pe toate. Aia e, tată, ce vrei. Nu poți să le ai pe toate. Nu poți să le ai pe toate. Îmi pare rău de... Opa! Opa! L-am nimerit. L-am nimerit, i-am tras fix. Fix. Da, fix. Am nimerit și pe la, nu l-am nimerit pe la. Ăla a murit acolo. Ăla a murit acolo. Uite-l. Vezi?
Ăla l-am îngenunchiat pe ăla acolo. Am mai tras și în dreapta aici. Mai este unul mai încolo. Ia uite-l. L-am atins. L-am atins și pe ăla. A murit și ăla. A murit acolo ăla. Bă, sigur a murit acolo ăla. Ok. Bă, așa de bine am tras, mă. Bă, ești nebun. Am că nu e rău. Nu e rău deloc. Bă, da, ursul ăla ce m-a mușcat, mă. Opa. Hai cu tata. Hai cu tata, vino cu aici. Prea sus, prea sus. L-am nimerit. Am nimerit-o și pe aia. Ok. Trei bucăți acolo. Trebuie să găsesc trei. Două le găsesc sigur. Nu știu al treilea dacă îl găsesc. Că l-am în micuț ăsta, ultimul. Dar două sigur. Trebuie să merg totuși la pas, că poate mai prind ceva până acolo. Băi, e bine, bine, nu așa. Adică chiar am dat bine. Super. Uite-l. Bă, de ce tragi mai înainte? Normal că am speriat-o. Normal că am speriat-o. Băi, eu sunt bine, adică sunt pe drum cel bun. Am impresia că parcă n-am tras eu de acolo. A, uite la asta, e unul. Ok. Și mai era unul după dâmb, nu? Asta era care a căzut. Cerbul ăla frumos, corect. Silver. Frumos, frumos. Frumos. Ok. Și mai era încă unul aici, unul care s-a dus la deal. Ia să vedem. Uite asta de aici. Corect? Corect. Uite-l, mă. Ce era ăla, mă? În fine. Uite-l pe ăsta. Ok. Bronz. Nu e nimic. Să fie primit. Ia să vedem dacă mai avem urme aici de sânge. Știu că am mai tras odată. Nu, nu mai sunt urme. Am mai tras odată aici și a plecat la deal încolo, în partea aia. Ia să vedem. Cărcuța și nimic mai mult. Hai să vedem. Urme. Urme și cam atât. Nimic sânge. Nimic sânge pe aici. Curios că l-am nimerit pe ăsta care a fugit încoace. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar ceva s-a întâmplat.
De nu găsesc eu urmă de sânge. Curios. Curios, uite, am trecut și la level 9. Hai că încet, încet urcăm și noi cu contul. Cu levelul. Da. Bă, nu știu, nu mai găsesc. Și am sigur am mai tras în una. Dar uite că nu ne dă. Nu ne dă urma de sânge. E ca și cum parcă nici n-a fost. Opa! Tu unde te duci? Unde te duci? Unde te duci și tu? Ia uite-mă! Ia uite-mă ce e acolo, mă! Trupă! Uite-mă ce e acolo! Ia uite, bă, pădure, bă. Pădure, nu mai am cartușe. Bă, ești nebun. Câți elani acolo. Era o grămadă, mă. Îți dai seama că acum mă duc după ei, iarăși umblu toată harta. Da. Nu mă interesează elani, v-am spus. Am tras după ei ca să nu plece așa, adică să nu... Vorba aia, bă. Chiar stăm așa, trec animale de noi și nu le facem nimic. Da. Bun, dragii mei, vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine. Data viitoare continuăm, bineînțeles, partida noastră de vânătoare. Pentru că e profitabilă. Bun. Eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei. Până data viitoare, vă salut. Numai bine. La revedere.